Războiul Dodon-Băsescu continuă. Președintele ales al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat că săptămâna viitoare va anula decretul privind acordarea cetățeniei moldovenești pentru Traian Băsescu. Igor Dodon a susținut într-o emisiune la NTV Moldova că va anula decretul președintelui Timofti privind cetățenia moldovenească a lui Traian Băsescu din motiv că mai multe proceduri ar fi fost încălcate. Astfel, dacă fostul președinte al României va dori să obțină cetățenia, va trebui să se adreseze din nou și cererea să fie încă o dată examinată, anunță Dodon. Traian Băsescu a depus jurământul în urmă cu o lună, chiar înainte alegerilor din Republica Moldova. Eu, Băsescu Traian, jur să fiu cetățean devotat Republicii Moldova, să respect cu sfințenie Constituția și celelalte legi ale ei, să nu întreprind nicio acțiune care ar prejudicia interesele și integritatea teritorială. Fostul lider de la Cotroceni a declarat ulterior că se va adresa în instanța de judecată dacă Igor Dodon îi va retrage cetățenia moldovenească. Traian Băsescu și soția sa, Maria, au devenit anul acesta cetățenii Republicii Moldova. Aceștia au depus jurământul la ambasada Republicii Moldova de la București la data de 3 noiembrie 2016.